După cum știm, mulți oameni comunică, dar nu toți oamenii influențează cu adevărat sau convin cu adevărat. Și m-am întrebat de la începuturi, de acum 20 de ani, de când studiez psihologia practică, care e diferența care face diferența? Cum anume reușesc liderii, reușesc cei care sunt cu adevărat persuasivi, convingători, să facă diferența aceea simplă, minimă, dar cu efecte atât de mari? Și cred că am găsit răspunsul. E vorba de faptul că știu să acționeze concret în momentele cheie ale influențării. Există o serie de momente cheie ale influențării pe care le-am prins în cartea Comunică, influențează, convinge și pe care le-am explicat cu exemple și chiar cu exerciții practice. Vreau să-ți prezint acum pe scurt cele 6 momente cheie în influențare și convingere. Am să trec direct în subiect, pentru că vei vedea cu exemple concrete poți să acționezi în viața ta, indiferent că lucrezi în vânzări sau că vrei să convingi copilul să-și facă curat în cameră sau că vrei să scrii un mesaj puternic, persuasiv, în formă de e-mail sau în formă de material publicitar. Am să trec direct la subiect așadar. Primul element dintre toate este prima impresie. Prima impresie atunci când te întâlnești cu cineva are o serie de ingrediente fundamentale. Există un profesor american pe nume Leonard Zunin care a făcut niște studii legate durata în care putem să stabilim o prima impresie puternică. 4 secunde. În doar 4 secunde, prima impresie a interlocutorului tău este creată. Apoi, în următoarele aproximativ 25 de secunde, această primă impresie este consolidată. Ei bine, dacă prima impresie e atât de importantă în primele 4 secunde, întrebarea care se pune e: care sunt ingredientele cheie ale creării primei impresii? Sunt 6 astfel de ingrediente, însă am să-ți vorbesc despre unul, poate cel mai important dintre toate, e vorba de contactul vizual. De fapt, sunt 3 momente fundamentale, esențiale, în care e necesar să stabilești contact vizual. La momentul întâlnirii, deci în cele 4 secunde, atunci când răspunzi la o întrebare. Când răspunzi la o întrebare, e foarte important să te uiți în ochii interlocutorului, pentru că dacă te uiți în altă parte în timp ce răspunzi la întrebare, pare că minți sau pare că nu știi răspunsul, chiar dacă răspunsul tău este perfect coerent. Al treilea moment de stabilire a contactului vizual este la final, în momentul despărțirii, atunci când dai noroc cu omul și îi spui: hai, salut, mă bucur că ne-am întâlnit, sper să ne vedem cu bine data viitoare. Deci e important să te uiți în ochii persoanelor din fața ta din când în când, dar astea 3 momente sunt cele mai importante și revenind la prima impresie, e absolut esențial ca în primele 4 secunde să stabilești contact vizual. Următorul element important, următorul moment cheie în convingere este momentul în care te credibilizezi. De fapt, sunt mai multe astfel de momente pe parcursul întâlnirii. Locul sau momentul în care să te credibilizezi este pe tot parcursul, atunci când, privindu-l pe celălalt, îți dai seama că devine oarecum sceptic sau că nu e convins de ceea ce îi spui sau ceea ce îi transmiți. Cel mai simplu gând pe care l-am în legătură cu credibilizarea prin limbajul non-verbal este să faci gesturi simetrice. De exemplu, acest gest este un gest care transmite încredere în sine. Fă acest gest de fiecare dată când simți că interlocutorul tău nu e atent sau pare sceptic în relație cu tine. Următorul moment cheie în convingere este atunci când vrei să ghidezi interlocutorul tău către subiect. Cel mai simplu mod în care poți să faci asta, să-l ghidezi către subiectul care te interesează, este să-i stârnești curiozitatea. Cel mai bun mod prin care poți să stârnești curiozitatea este să pui o întrebare. Cu alte cuvinte, în loc să-i spui: hai să vorbim despre subiectul X, spune-i: ce părere ai despre subiectul X? Iar această întrebare va ghida atenția interlocutorului tău către scopul și durata vizitei, către ce vreți să obțineți împreună. Al patrulea moment cheie în convingere și influențare este să transformi convingerile de rezistență ale interlocutorului tău, așa numitele obiecții, să le transformi în convingeri potențatoare, în convingeri de acceptanță, în convingeri că are nevoie de produsul tău, că are nevoie de ideea ta. Pentru asta există tehnici numeroase, ele sunt în esență tehnici lingvistice. Te voi lăsa să descoperi un capitol întreg în cartea Comunică, influențează, convinge, care se numește recadrare.
De fapt, am inventat un concept complet care se numește roata recadrării sau morișca recadrării, prin care poți să transformi orice obiecție sau orice convingere de rezistență a interlocutorului tău într-un atu în favoarea ta. Dacă lucrezi în vânzări, de exemplu, se știe că atunci când o persoană are o obiecție, este suficient să o treci printr-o roată a recadrării pentru a găsi în acea obiecție, de fapt, motivul pentru care să cumpere ceea ce ai tu de oferit, dacă îi se potrivește respectivul produs. Iată-ne ajunși la momentul final, momentul poate cel mai important atunci când vorbim despre vânzări și influențare și convingere, care este închiderea sau închiderea persuasivă. Atunci când faci închidere persuasivă, este absolut esențial să fii ferm în comunicarea ta. Limbajul tău non-verbal transmite ceea ce e de transmis. Când faci închidere persuasivă, e important să fii specific și mai e important ceva. E important să ceri ca persoana să treacă la acțiune și apoi să taci. Puterea pauzei în acest moment este absolut esențială. Ei bine, am enumerat 5 momente până acum. Există un al șaselea care nu are loc în timpul întâlnirii, ci are loc după întâlnire. Este momentul pe care l-am numit în carte referințe spontane. Ce înseamnă referință spontană? Înseamnă că omul este atât de mulțumit și de satisfăcut de ceea ce ai avut tu de oferit, încât în mod spontan oferă testimoniale sau mărturii către prietenii săi. Sunt 6 obiceiuri pe care e absolut necesar să le practici atunci când te întâlnești cu persoana respectivă și după ce te-ai întâlnit cu ea, astfel încât ea să fie tentată să facă referințe spontane.